Bună, Silvia! Acum că a început sezonul 7, Mireasa, iar concurenții au început să se acomodeze unii cu alții, normal, băieți la băieți, deocamdată ușile sunt închise. Asta e politica stafului. Să-i țină cât mai mult posibil separați, că de asta nici nu ajung să se cunoască bine și după ce se căsătoresc, speranța premiului, bineînțeles, nu. Sentimente nu există de mult, cel puțin n-am văzut eu, la foarte puțini, la foarte puțini. Mă refer la toate sezoanele, Mireasa, de la 1 până la 6. Și fetele și băieții, cum sunt separați acum, încerc să se împrietenească, să discute diferite subiecte. Normal, fetele vorbesc de băieți, băieții de fete, ce ar putea vorbi altceva? Încearcă să se cunoască, am văzut-o și pe Denisa, că spunea la fete că ea e singură până la această vârstă, că nu acceptă orice în viață, e foarte bine. Mie îmi place Denisa, mie îmi place, a fost și în sezonul 2 și am plăcut-o din prima. Mai vorbeam greacă cu ea, că și ea știa, nu așa bine ca mine, dar știa. Pentru că avea pe cineva în Grecia, pe cineva din familie și mergea des acolo. Mie mi-a plăcut foarte mult de ea, o fată extraordinară. Am văzut că mulți pe Facebook, da, o acuză că și-a bătut joc de Cătălin. Nu și-a bătut joc de Cătălin. Cătălin trebuia să-și dea seama. Dar nu și-a dat. Nu și-a dat. Că el era proaspăt ieșit din relația cu Nicol, așa zicea Nicol Nicoleta, care era măritată și intrase în emisiune, o știți toți, a fost eliminată. A ieșit pe ușa din dos, n-a ieșit și prin față în aplauze, această Nicol. Și imediat a intrat Denisa. Așa că ea voia să rămână cât putea mai mult în casă, normal, mi se pare corect. Alt băiat să facă cuplu n-a găsit și mai ales că erau amândoi din Brăila. Așa că el chiar a vrut-o. Știu că am stat de vorbă cu el când a fost eliminat. Era așa de fericit. Chiar i-am zis eu, zic, măi, Cătăline, diseară o să fim împreună cu Denisa și el zice, abia apuc să o văd. Dar după aceea am aflat eu, pentru că am stat de vorbă cu ea, și mi-a spus că nu. Nu atunci seara. A doua zi o vine la salon și ea a filmat tot, a filmat toate întâlnirile, foarte puține de altfel. A trecut și pe la ea, pentru că a venit o echipă, mi se pare, de la televiziune să-i filmeze. Ea a trecut la el acasă. A văzut-o și pe Geta. După cum bine știți, nu m-am înțeles bine cu Geta. De fapt, Geta nu s-a înțeles bine cu nimeni. Așa era firea ei, nu o condamn. Nu condamn pe nimeni, doar îmi spun o părere. Deci, fetele vorbesc la masă, în bucătărie, mai vorbesc și pe terasă. Și chiar am observat că băieții, unul dintre ei, parcă Roberto, are copil, încă nu i-am învățat. Odată i-am văzut. I-am văzut și puțin astăzi. Puțin de tot i-am văzut, dar parcă Roberto are copil, a zis că nu i-a recunoscut, că nu și-a dorit mama copilului. Mai vorbeau de copii înfiați, ce să vorbească și ei acum, la început, dar am înțeles că sunt de ceva zile în casă, de câteva zile sunt în casă. Au primit și cumpărăturile, pentru că își făcuseră lista. În sezonul nostru, noi când am intrat, erau deja foarte multe alimente, foarte multe și sucuri și de toate era bucătăria plină, mai puțin pentru mine, eu n-am prea avut ce alege, nici eu, nici băiatul David, pentru că noi vegani, era foarte multă carne, salamuri de-astea, care noi nu folosim, bineînțeles. Dar nu toată lumea e vegan. Să știți că nu mi-a atras atenția în mod deosebit niciun băiat. La prima vedere toți seamănă, toți bărboși, toți bruneți, toți seamănă. Nu știu, să-i aud vorbind, parcă Mihai e cât de cât mai isteți. Dar nu știm încă. Dacă vă amintiți, Alex, când a apărut să poze cu el pe Facebook, v-am zis că o să intre în casa Mireasa. Îmi amintesc că am spus asta, că o să intre. Încă nu eram 100% nici eu, dar aveam așa
o idee că o să vină Alex. Nu-mi place prezentarea, nu mi-a plăcut, nu-mi place ce a zis, nici prezentarea nu mi-a plăcut, a spus că a avut relații cu mama și cu fiica, e ceva oribil și să o recunoști. Trebuia să uite de ea, dacă într-adevăr a fost așa ceva, sau a spus doar că să atragă atenția. Și nici prea frumos el nu e. Nu e prea frumos el. Deci, nu știu cu cine o să facă din nou cuplu. Am văzut că fetele câteva sunt destul de corpulente. Nu le țin minte, una brunetă e destul de corpulentă. Dar să știți că sunt băieți și care le plac fetele mai plinuțe, nu neapărat schelete, fotomodele, nu neapărat. Am văzut că și Denisa mai slăbit puțin. Poate mai slăbește, depinde. Chiar i-aș dori Denisei să găsească pe cineva, chiar i-aș dori, pentru că vrea foarte mult să găsească. Are 28 de ani deja, avea 26 atunci. Am văzut că Andrei, mi-a plăcut Andrei și prezentare și tot, a zis că nu contează fizicul. Păi e bine că nu contează, că nu prea sunt frumușele toate. Sunt câteva care chiar nu le ajută fizicul deloc, nu sunt frumușele. Dar a văzut și când a fost la prezentare, Dima, când și-a făcut acolo, fetele se uitau foarte interesante la prezentarea lui. Această Andreea e foarte tânără, dar nu știu de ce, ori mi se pare mie, sau pare mult mai matură, eu i-aș fi dat peste 25 de ani, dar poate în realitate e mai frumoasă, mai arată mai tânără, dar nu știu. La televizor se schimbe imaginea, cine știe, nu știm noi asta, dar acum să vorbesc puțin de foștii concurenți, de Alex și Ana de la sezonul 4, sunt tot împreună. Am văzut că au postat poze, un video frumos, chiar îmi pare bine pentru ei că sunt împreună. Gabriela și Valentin sunt tot în vacanță, într-un loc exotic frumos, și am văzut și pe Giovanna Graviduța, că trimitea pupici spectatorilor, urmăritorilor, chiar îi doresc să aibă o naștere foarte ușoară și să aibă grijă de copil. Sper să știe, pentru că o știți din emisiune că era foarte vulgară, poate o schimba o sarcină, nu știu. Iar Lavinia, din sezonul nostru, care a fost eliminată foarte repede, cred că a doua, am plinit 27 de ani acum câteva zile, mi-a plăcut de Lavinia, a făcut cuplu cu Ștefan la început, dar el n-a fost serios, el a părăsit. Și bonus, astăzi la ora 2 intră în Casa Mireasa, nu știu dacă intră chiar ei sau doar la televizor, Miruna și Andrei se explice adevăratul motiv al despărțirii. Cât or fi de sincer, nu știu, poate sunt vorbiți, poate sunt înțeleși dinainte, nu știu cât o fi de bun motivul care o să-l spună, dar sunt curioasă să aflu. Cam atât pentru azi, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like, să dați share. La revedere!